volan a băgat 3 oameni în spital ieri la Brăila și a produs pagube importante pentru 2 familii despărțite de doar câțiva kilometri. 2 accidente rutiere au avut loc unul după altul, trase parcă la Indigo. Iată ce s-a întâmplat. Am început să tremur, n-am putut să dau telefon băiatului. Noroc a fost nașul aceea aproape așa, dar nașul. Bătrâna din imagini este în stare de șoc. Era singură în casă când a auzit o bubuitură puternică. S-a speriat teribil când și-a văzut gardul spulberat și mașina chiar în curte. Am fost anunțat prin telefon de la servici să vin imediat acasă cu un accident puternic. Mi-a intrat în curte, mi-a spart gardul și mi-a intrat în casă. A trebuit să vin imediat să văd despre ce e vorba. Și uitați-vă și dumneavoastră ce se poate întâmpla. Mama s-a speriat foarte mult. Bătrâna e la 88 de ani, singura acasă, gard de beton, l-a spulberat efectiv. Dacă nu era roata aia, deci bănuiesc o viteză foarte mare a avut de ajuns în halul ăsta. Șoferul autoturismului pierduse controlul volanului ca să evite un impact. Un alt conducător auto nu-i acordase prioritate. Neatenția l-a trimis la spital, însă fără răni care să-i pună viața în pericol. La câțiva kilometri depărtare, șoferul unei autoutilitare făcea aceeași manevră. A virat la stânga și a lovit puternic un autoturism. A avut viteză mare, cum l-a băgat fără cu spatele. În impact, mașina lovită a intrat în gardul unei case. Mai grav e că în spatele acestuia se afla chiar proprietarul imobilului. Atât el, cât și șoferul autoturismului au ajuns la spital. Nu era destul de conștient, dar l-am văzut jos, după ce l-am scos afară de acolo, dar puțin oțet la nas și a început să-ți revină. Starea victimelor este acum stabilă, dar toate 3 au rămas internate. În cazul ambelor accidente, polițiștii au deschis o anchetă. Vinovații vor trebui să plătească și despăgubiri proprietarilor afectați.